Bună seara, dragii mei săgetători! Bine v-am regăsit la etalarea voastră pentru luna august. Mă bucur să ne revedem pentru că vreau să vin în ajutorul vostru cu câteva mesaje, zic eu, interesante. O să vorbim despre toate planurile. Dacă unul dintre planuri se remarcă, voi insista cu lămuriri. O să avem niște mesaje surpriză. Am aici preparate două boluri, unul alb și unul negru, cu mesaje surprinzătoare. O zi norocoasă sau care ar fi zilele norocoase din această lună în care s-ar putea schimba multe, pentru că luna august este o lună a schimbărilor și a conștientizărilor. O să discutăm în linii mari și despre partea aceasta medicală din punct de vedere energetic, cu ce ar putea voi să lucrați mai bine pentru a nu avea aceste disfuncționalități la nivel fizic medical. Mesajele, câteva mesajele puzzle și de iubire și nu numai, un răspuns aproape personal la o situație cu care voi vă înfruntați. Haideți să vedem sau ceva ce vă macină, să vedem ce răspunsuri avem personale din partea minunaților ghizi spirituali. Am să extrag un mesaj din bolul alb, un mesaj din bolul negru, aici are legătură cu zilele norocoase și cu partea aceasta medicală din punct de vedere energetic. O să umblăm la săculețul cu maimuțe. Ok, am extras aici două bilețele, o să vedem și de dragoste și nu numai. Bun, haideți să vedem primul mesaj. Spune așa: o vești care o să te cam șocheze, vești șoc, s-a săturat sau cineva, nici nu contează, poate să fie vorba despre, în orice caz, cineva cu care te afli într-un conflict, că este vorba despre o relație, că este vorba despre serviciu, s-a săturat să se mai certe cu tine. Nu mai vrea nici cum să se certe cu tine. O să le discutăm pe toate. Sâmbăta este o zi extrem de norocoasă sau sâmbetele din luna august par a fi norocoase. Gravitează în jurul propoziției, afirmației de fapt propoziției, eu împlinesc. Pentru săgetători, ca și pentru balanțe, luna august este o lună în care aveți o evoluție foarte frumoasă, vă dezvoltați din toate punctele de vedere, fie printr-un job nou, prin schimbarea unui loc de muncă sau prin un pas, prin intermediul unui pas foarte important în cariera voastră. Tot felul de propuneri de job, tot felul de schimbări, poate există și o relocare a voastră. Datorită acestei oferte de job, semnați un contract nou, dar asta ar însemna sau implică cumva mutarea dintr-un loc în altul, într-o locație în alta. Este foarte facil pentru săgetătorii singuri, însă pentru cei care au o familie, mai puțin simplu și se remarcă tendința săgetătorului să dea înapoi și să piardă această oportunitate de job nou. Însă, nu, cine nu riscă nu câștigă, dar asta o să vedeți voi la momentul oportun, dacă vi se pare în regulă oferta pe care o primiți sau nu. Tot ce înseamnă partea aceasta de dosare, dosărele. Sunt anumite proiecte lăsate în pom și pomul în aer, probabil proiecte, planuri, proiecte de suflet, care au rămas pe stand-by, întrerupte cumva din cauza unor resurse materiale, financiare, emoționale. De acolo cred că se poate pleca pentru unii săgetători în luna august, pentru că simt cumva că săgetătorul parcă stă așa pe scaun și se gândește cum să le facă pe toate. Pentru că, v-am zis, sunt foarte multe lucruri de care săgetătorul se ocupă, însă se pierde în anumite cazuri în detalii. Uită să acorde o atenție deosebită unor business-uri, baby business, știți, ceva cum mă refeream la acele afaceri construite de la stadiu de bebeluși, știți? Prea drag v-a fost de anumite proiecte pe care le-ați lăsat de izbeliște pentru că așa s-a întâmplat. Dar vin cu vești bune și vă spun că există posibilitate de construire, reconstruire, fie proiecte noi, fie să le dezvoltați pe cele care au rămas stopate din cauza lipsei resurselor materiale.
Cu ce să luptați voi astfel încât, sau cu, nu știu cu ce să luptați, cu ce să lucrați voi astfel încât să nu aveți anumite probleme medicale din punct de vedere energetic, piele, dinți, oase, splină, urechi, urechea dreaptă în special și partea dreaptă a corpului, cu nevoia de a controla foarte mult oameni, proiecte, momente, evenimente și situații. Sigur că vreți să știți ce se întâmplă, vreți să dețineți controlul, însă nicio exagerare nu este bună. Săgetătorul are tendința și în luna august să fie exagerat de precaut. Și asta ar putea să intimideze foarte mult colegii voștri de serviciu, pentru că ar putea să considere că îi bănuiți. A, păi, dacă este foarte, nu-mi dă mână liberă sau nu este un coleg bun, nu este un partener bun, este mult prea precaut, îmi dă de gândit, cumva nu are încredere în mine și de aici, știți, mă bănuiește, am făcut ceva. Și în felul acesta tendința este de a se retrage din grupul vostru, de a te auto-elimina din grupuri de prieteni, colegi, asta în cazul în care te afli în această situație și te întrebi, dar de ce nu mă invită și pe mine, sau de ce mă ocolesc, de ce nu-mi spun și mie, de ce nu mai împărtășesc aceleași păreri, aceleași secrete, aceleași, știți, body-body. Nu prea mai sunteți. Din cauza faptului că vreți desperfecționiști, perfecționiste și se remarcă de asemenea tendința săgetătorului de a afișa în multe cazuri ceea ce nu neapărat este. De asta zic, pentru cei care, în sfârșit, sunt singuri, foarte, foarte singuri sau izolați, autoizolați, însingurați. Să vedem și ce ne spune această parte, iubirea, acest plan al iubirii. Mă gândesc acum la tine și vreau să vorbim. Și încă un mesaj. Două mesaje au căzut la săgetător. Nu vorbește cu voi, dar vorbește despre voi. Deci nu vorbește cu voi, dar vorbește despre voi și se gândește la voi și vrea să vorbiți. Te iubește, puzzle-urile spun că te iubește. Peste un an. Deci, nu este momentul acum pentru ceva, și o să vedem despre ce este vorba, în planul iubirii. O să discutăm la planul iubirii, însă peste un an. Poate cine știe, vreți să vă căsătoriți, vreți să vă întemeiați o familie, vreți să vă mutați cu un prieten, cu o prietenă. O să mergem să le discutăm pe rând. Acum o să vorbim și despre planul material financiar, căci dragostea trece și prin stomac. Și din punct de vedere financiar și job, v-am spus, ar putea să fie vorba despre vești care or să vă șocheze vis-a-vis despre o schimbare spontană. Se schimbă lucrurile. Știți cum nu merge totul cum ați plănuit voi? Dacă voi ați plănuit să urmați aceiași pași în carieră, s-ar putea să vină o ofertă care să vă șocheze și să vă schimbați întreaga viață, eventual să vă și mutați în altă țară pentru că nu puteți să o refuzați. Deci ceva de genul acesta. Dar, ia să vedem. Nu vă grăbiți. Sunteți foarte grăbiți să luați decizii fără a avea toate informațiile necesare. Nu vă grăbiți pentru că s-ar putea să luați o decizie nechipzuită, nu vă grăbiți să vă certați, nu vă grăbiți să intrați în conflicte mai mult. Sunt anumiți săgetători care se află în niște situații conflictuale în momentul de față și sunt porniți, fiind la o răscruce de drumuri, să iau o decizie de care o să îi pară rău, o să regrete. Atunci ar fi bine să reevaluați motivele celorlalți cu care sunteți în conflict. Poate că are legătură cu ce am spus înainte de vă elimină cumva din grupul lor sau deveniți din ce în ce mai singuri. Posibil să aibă și această legătură, însă recomandarea este de a evalua și de a vă pune în locul celorlalți. Situații conflictuale în grup de colegi, prieteni, familie. Învață tot ce poți din această situație, reevaluează motivele celorlalți și în niciun caz nu lua decizii pe repede înainte pe care o să le regrezi, pentru că se echilibrează totul. Se echilibrează absolut totul. Uite, Arhanghelul Azrael vă ajută foarte mult să
fiți în echilibru, să nu luați decizii pripite, decizii nechipzuite, pentru că se încheie această situație în care voi vă aflați. Situația conflictuală, spune minunatul Arhanghel Azrael, se încheie. Se încheie această etapă, această situație dificilă. Este pentru voi această situație prin care treceți personală, o să ajungem imediat și la asta. Vă este destinată pentru că asta înseamnă pentru voi o transformare spirituală. Creșteți, suferiți, renașteți din propria cenușă ca pasărea Phoenix. Le arătați voi lor, dar în sensul bun, nu de a plăti cu aceeași monedă. Ieșiți la lumină, ieșiți în lumina reflectorului. Poate că aveți o, cum să vă zic, după un urcuș aveți un coborâș. Dar totul este ciclic și la voi și să știți că este timpul să mergeți înainte, chiar dacă în momentul de față lucrurile nu se întâmplă conform așteptărilor voastre. Vor veni, se vor echilibra, veți ajunge din nou în vârful piramidei. Parol de onor. Doar fiți în echilibru. Nu atacați în niciun caz, fiți modești și echilibrați la locurile voastre. Uite, spuneam de ziua de sâmbătă. La voi sâmbetele sunt decisive de fiecare dată în această lună. Se impune maturitate, maturizare în tot ceea ce faceți, pentru că această maturitate sau aduce cu sine precauția aceasta de care vorbeam la începutul etalării. Limite impuse. Ori puneți voi limite, ori blocați voi, ori vă autoblocați, ori vă autosabotați, ori vi se pun limite din cauza acestei precauții. De aceea, minunații ghizi spirituali spun că este foarte bine să luați decizii mature, să vă gândiți de două ori înainte de a vă certa cu cineva și ieșiți din conflictele, mai ales cele de la serviciu, care nu vă fac bine. Haideți să vedem aceste vești șoc. Ce ar însemna? Și aici s-a săturat, vedeți, vești șoc, s-a săturat să se mai certe cu tine. Deci, nu știu, s-au săturat să se mai certe cu voi. Sunteți așa certăreți? Sau v-ați făcut cercul vostru de prieteni? Hai să vedem ce legătură sau ce înseamnă aceste vești șoc. Vești șoc de șoc. Sunteți foarte... Vestea șoc sau ceea ce vă șochează, mai bine spus, este un blocaj pe care îl primiți din partea apropiaților. Blocul acesta, blocajul acesta poate să fie nu numai blocaj, eu știu, pe rețele de socializare, cineva vă dă bloc. Blocaj, limitare, restricționare din partea unor persoane care nu vă mai vor în jurul lor. Din cauza faptului că, fiind foarte precaut, îi determinați să se îndepărteze, că îi bănuiți sau... Da. Foarte bănuitor, foarte războinici, de asta spuneam. Nu vedeți mița de la capătul tunelului pentru că aveți niște conturi de reglat. Stare limitativă, scuturi de protecție. Nu știu, aveți senzația că toată lumea este împotriva voastră. Este un moment care ar putea avea legătură chiar cu un conflict în fața unei instanțe de judecată, conflicte de muncă. Tăiați în carne vie. Echilibrează-te de judecăți aspre. Echilibrează-te să judeci. Reevaluează motivele celorlalți pentru care, eu știu, ai primit această eliminare, acest blocaj. Prin iertare și compasiune. Războinicii săgetători vor avea nevoie de puterea interioară de a se elibera de judecăți aspre, prin iertare și compasiune, astfel încât să poată să se reorienteze către a vedea luminița de la capătul tunelului. Pentru că mi se pare... Nu știu, posibil să vă fi făcut cineva
destul de mult rău sau să credeți asta. Și probabil că aveți așa o atitudine de, nu știu, vendeta sau nu știu, răzbunătoare așa. Persoane cu părul închis la culoare, ochii închiși la culoare sau roșcat închis la culoare. Există aici o figură paternă, mi se pare, ochii mari, rotunzi, un pic ridat pe frunte, în unele cazuri barbă, cioc, părul grizonat sau din contră chel. Care cumva vă limitează. Nu neapărat vă pune bețe în roate, vă limitează, dar cumva vă oprește. Este o persoană matură, o persoană care are grijă de voi și nici pe asta nu ascultați, nici persoana aceasta nu ascultați. Ascultați-o, că s-ar putea să vă împiedice să faceți o mare greșeală luna aceasta. Din cauza informațiilor pe care nu le-ați cules sau nu vreți să le culegeți. Da. Intervenții chirurgicale, de asemenea, este posibil piele, dinți, oase, splină, ureche. Și cu splina, vedeți că, nu știu dacă neapărat vă doare splina, dar faptul că se-ți agitați, că alergați, parcă vi se pune așa, și splina vă spune, stai, oprește-te, nu mai fii așa agitat. Și totuși, da, echilibru. Echilibru și iar echilibru. Aici au căzut mai multe cărți, în sfârșit. Munciți foarte mult, e adevărat, munciți foarte mult, vă luați angajamente, construiți cu succes, spuneam și în începutul etalării, un proiect, îl duceți mai departe. Este imperios necesar să colaborați, împrieteniți-vă, reîmprieteniți-vă. Teamwork. Încercați să vă setați niște obiective. Stați departe de a plăti cu aceeași monedă. Fiți atenți la detalii, atenți la ce semnați, contracte, contractele, plicuri, tot ceea ce scris, nu depășiți acele termene de plată, ce aveți de plată, datorii, rate, eu știu. Ei, aveți aici cine are, bineînțeles, cine mai are și cine mai are șansa să aibă lângă ei o mămică, o femeie matură care se roagă pentru voi. Sau puteți să fiți voi acele persoane foarte, foarte sensibile în această perioadă, dar sub aspectul acesta al sensibilității, în spatele acestei, sau nu în fața acestei sensibilități, există această mască de warrior, de luptător, de luptătoare. Fiți bun, fiți încrezător în forțele, în forțele proprii, aveți noi începuturi. Vă așteaptă noi începuturi, doar că în luna aceasta, august, aveți tendința de a fi nepoliticoși, nepoliticoase, de a ataca, ghilimele de rigoare, prin cuvinte, alte persoane, de a râde, nu știu, parcă ziceți așa, un soi de dictator sau dictatoare, un mic tirănuț, așa. Foarte impulsiv, abuziv, naughty girl, așa, răuță, mai ales cu partea masculină. Spre sfârșitul lunii august, cred că ieșiți din starea aceasta de regret și se termină o energie stagnantă. Veți fi motivați, veți fi entuziaști. Există aici și o ofertă, o propunere. Cineva parcă vă ia așa de mânuță și spune ok, ai suferit destul, gata, cu conflictele
Hai să facem pace. Există pace, există iertare, există a bate palma, a face un compromis cu tine. Și energia aceasta a banilor, de exemplu, sau a jobului se dezvoltă ușor, ușor, deci nu într-o dată, treptat. Ușor, 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 ușor. Sunt foarte mulți săgetători care o iau de la capăt. Adică căderea a fost foarte abruptă, însă au nevoie, încă mai au nevoie, că de asta spuneam, peste un an, nu acum rapid, 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 au nevoie de a se repune pe picioare, a se reconstrui. A ieșit din această lipsă de armonie. Există aici o persoană, v-am zis, o persoană care vă susține și moral, poate leu, poate gemeni, poate rac, poate berbec, poate balanță. Care vă ajută, nu știu, vă dă o întâlnire, stați de vorbă, la o cafea, relaxat. Deci nu văd niște schimbări extraordinare. Vă veți căsători, vi se va îndeplini vreo dorință. Aici, în această etalare, pentru săgetător, ghizii spirituali povestesc mai mult despre recomandări în a nu te implica în conflicte care te privesc, nu că nu te privesc, dar este foarte mare nevoie să asculți de persoane mature, de persoane care te înțeleg, pentru a nu te afunda în ceea ce nu-ți trebuie, în inutilitate și în stare de negativitate, din cauza faptului că foarte mulți nu te-au valorizat, nu te-au pus pe primul loc, din contră ți-au făcut vânt, colegi de serviciu, etc., etc., nu te-au apreciat. O iei de la capăt. Poți să o iei de la capăt. Ușor, ușor, baby steps, o iei de la capăt. Vei fi din nou ceea ce ai fost. Vei zâmbi din nou. Vei fi din nou. Poate mai bine. Dar în momentul de față, în luna august, cred că ar fi foarte bine să iei o vacanță și să te îndepărtezi de absolut tot ce înseamnă ce ți-e inutil. Pentru că nu poți să vezi luminița aceea de la capătul pământului. Sunt niște contracte pe care ai putea să le pierzi, să nu le semnezi. Niște lecții pe care nu ai reușit să le înveți. Și atunci se dublează, se repetă experiențele acestea inutile. Trebuie să o iei de la capăt, înveți lecția și apoi în sfârșit vei avea parte de acel nou început. Din punct de vedere al iubirii, lipsă de armonie. Lipsă de conexiune. Probabil ai întrerupt o relație, e pe pauză, ai terminat o relație, nu se ține echilibru. Sunteți incompatibili sau aveți senzația că sunteți incompatibili. Cuplu nefericit, asta spune aici. Sau, în fine. Veștile șoc ar putea avea legătură și cu o despărțire, cu o separare, pentru că conștientizați că persoana aceasta nu este pe aceeași lungime de undă cu voi. Haideți să trecem la partea aceasta a iubirii, căci ne-am lămurit cu finanțele și cariera. Partea iubirii, da. Păi la partea iubirii, clar este vorba despre existența unei iubiri bazate pe atracție erotică, intensă, constantă, reciprocă și profundă. Că tot vorbeam despre faptul că nu văd că faceți un cuplu acum, poate peste un an. Nu vorbește cu voi, dar nu vă poate uita. Cel puțin o persoană din trecutul vostru și atent cu ochii căprui, nu vă poate uita neam. Nu vorbește cu voi, dar vorbește despre voi. Se gândește la voi. Aici aveam un mesaj, vrea să vorbiți. Haideți să vedem dacă vrea să vorbiți și despre ce să vorbiți. Vrea să vorbiți. Vrea să vorbiți că nu poate să vă uite din punct de vedere erotic. Imaginea vorbește de la sine. De ce vrea să vorbiți? Vrea să vorbiți pentru că vrea să vorbiți. Că vrea să vorbiți. Să duceți această relație, n-au consumat și din punct de vedere intim, că până acum ați avut numai relații platonice. Sau o relație platonică, o iubire platonică. O iubire platonică. Deci probabil vrea să treceți dincolo de a discuta, de a face schimb de mesaje, atenție și aici, pentru că
tendința săgetătorului este de a face și aceste aroganțe, dar a nu se implica, știți? A nu se implica în relația respectivă. Pentru săgetătorii singuri. Atașament material. Asta ce înseamnă? Că vă focusați foarte mult pe a cunoaște persoane care stau bine și din punct de vedere material. Adică, ok, iubirea, iubire, dar iubirea trece și prin stomac, a zice unii dintre voi. Și nu vă sunteți mulțumiți, mulțumite. Există posibilitatea să cunoașteți în continuare tot persoane care stau bine din punct de vedere material, pentru că probabil inconștient gândurile se duc acolo. Însă parcă vă întinde singur sau singure capcane în sensul acesta. Cred că GPS-ul spiritual vrea să vă spună că nu asta este direcția, că de asta nu întâlniți persoane conform așteptărilor voastre. Poate voi spuneți, pe da, eu nu vreau asta, dar inconștient se poate manifestați asta. Haideți să vedem acum pentru persoanele planul amoros care nu comunică cu o anumită persoană din trecut sau certa, sunt blocate sau blocați. Puteți să vă gândiți la o persoană, da, o persoană oficială, cunoscută, recunoscută în comunitatea sau poate este o persoană publică, poate voi, în sfârșit, poartă ochelari, părul brunețel, ochii închiși la culoare sau părul închis, ochii închiși la culoare, este o persoană care schimbă uniforme, lucrează cu publicul, ofițer, în sfârșit mecanic. Să vedem ce este cu această persoană, clarificăm această persoană. Va lua o hotărâre această ființă, o hotărâre foarte clară și concisă de de a călca strâmb. Este o persoană care este cu fundulețul în două luni, trebuie să se gândește la voi foarte mult, posibil să fie căsătorită, posibil să ia decizia să renunțe la cineva pentru voi, să renunțe la o căsătorie pentru voi. Mai vreau o carte, pentru că este această poziție oficială. Poziție oficială. Da, sunt șanse foarte mari ca această persoană să renunțe la tot și la toate pentru a fi cu voi. Voi fiind a doua persoană. Sau mai exact că este văduv, își dorește sau văduvă își dorește să fie cu voi, să o ia de la început și să ieșiți din această singurătate. Dar voi sunteți tot ca o mândrie personală l-ați primit înapoi sau ați primit înapoi. Nu neapărat că vreți o relație cu această persoană, însă această persoană se laudă cu voi, căci nu vorbește cu voi, dar vorbește despre voi, se laudă cu voi, este ca și cum ați fi un trofeu. Vrea să vă cucerească, vrea să vă recucerească, pentru că sunteți ca un soi de trofeu pentru el, pentru ea. Și atunci la voi nu simt că ați vrea să aveți, nu simt că se întâmplă o relație de lungă durată, așa cum vreți voi. Mai se remarcă nestatornicie, neliniște, agitație, senzația că nu sunteți valorizat, valorizate, să lucrați prea mult cu partea aceea de exterior, vă influențează foarte tare exteriorul, influențele negative. De asta nu, parcă aveți senzația că nu se întâmplă ceea ce vreți voi, când vreți voi. Da, este prima etalare de atenționare, de recomandare până acum. Pentru săgetător, la celelalte au fost lucruri mai concrete, însă în decursul lunii
Uite, și în octombrie, am uitat recomandarea din partea Universului. În octombrie, cumva, există o revenire spectaculoasă a Săgetătorului, parcă iese așa din toate aceste blocaje în care singură s-a afundat. Recomandarea din partea Universului, din partea ghidului spiritual pentru săgetători. Ce recomandă ghidii spirituali pentru săgetători? Mai ales în situația pe care am povestit-o mai devreme. În câteva luni, vedeți exact ceea ce am spus, nu văd luna august, o lună wow pentru voi. În câteva luni, ia să vedem ce se întâmplă sau ce ar trebui să fie bine pentru voi. Vă este teamă de așa de necunoscut? Mie mi se pare că este ca un soi de criză a săgetătorului. Chiar dacă nu o spune, chiar dacă o simte, dar nu o spune, chiar dacă nu știu mulți, inclusiv din cadrul familiei. Recomandarea din partea Universului, cel puțin ce simt eu prin intermediul acestor mesaje, inclusiv cele intuitive, este să încercați o restartare. Mergeți la rădăcini, mergeți în sânul familiei, cine mai are. Stați acolo, liniștiți-vă un pic, întorceți-vă cumva în sânul persoanelor de încredere. Cumva folosiți toată această perioadă nu în a fi încrâncenat către o anumită situație. Poate ați fost disponibilizați, poate ați fost trași în piept, poate vi s-au furat bani, poate vi s-au furat contracte, poate vi s-au ați fost neîndreptățiți cumva. Pentru că acum remarc o cădere liberă a săgetătorului, nu știu, probabil că în martie, mai, iunie, a existat așa un boom. Ei, acel boom nu v-a făcut bine, eu așa simt. Ați fost pe val, în momentul în care ați fost pe val, că așa se întâmplă, toți au fost cu ochii pe voi și au făcut tot ca să vă destabilizeze. Ce a ajuns săgetătorul așa sus, lasă că dăm noi la joale, la ducem cu picioarele pe pământ. Nu știu neapărat ce eveniment vi s-a întâmplat, dar minunații ghii spirituali spun să ieșiți din această zonă de conflict, să vă retrageți chiar și pentru puțin vreme, să vă dați un restart, pentru că o luați de la început și veți fi din nou acolo unde ați fost. Doar că de data aceasta aveți atenție sau veți avea atenție sporită, căci ca o lecție veți avea mult mai multă atenție la cei care vă înconjoară. Cine vă este aproape, cine se bucură pentru rezultatele voastre, cine nu se bucură, dar zice că se bucură, știți? N-am ce să zic mai mult, nu văd nimic concret, ci doar dorința minunaților ghii spirituali să vă reveniți, să fiți în echilibru, să vă dezvoltați, să vă împliniți menirea prin automaturizare și ascultați de acea persoană care este lângă voi și care cumva vă împiedică, vă pune așa pălmuțele, vi le pune pe piept și spune ok, respira adânc, lasă să treacă, că este doar o perioadă și îți revii, o iei de la capăt, că tu ești un luptător. Lasă dușmanii deoparte, că și avem treabă. Cam atât, dragii mei săgetători. Știu că poate vreați niște mesaje concrete, că, eu știu, primiți un serviciu, că primiți un telefon, că... Dar nu depinde de mine. Mesajele pe care le primesc, vi le furnizez așa cum le simt. Pentru că mă și rog înainte să primiți exact mesajele de care aveți nevoie. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag și vă doresc să aveți o lună august minunată, o vară superbă ca voi și nu uitați, Universul nu rămâne niciodată dator. Vă îmbrățișez cu drag și vă iubesc. Pa, pa!